Preoții vor continua să meargă cu Crăciunul din casă în casă la Enoriaș, iar credincioșii vor putea participa în interiorul lăcașurilor de cult la slujbele de Crăciun și de Anul Nou, însă cu respectarea anumitor reguli. Măsurile au fost anunțate și au fost primite cu bucurie de unii severineni, în timp ce alții se tem să intre în contact cu preoții care vor merge din casă în casă. Slujbele religioase oficiate la domiciliul credinciosului se vor desfășura cu respectarea distanței minime de siguranță de 2 metri între persoane și purtarea corespunzătoare a măștii. Rata de infectare a scăzut considerabil în Drobeta Turnu Severin, lucru ce le permite reprezentanților lăcașelor de cult să meargă de sărbători în casele credincioșilor cu respectarea însă a anumitor reguli. Slujbele particulare se pot săvârși la casele credincioșilor cu respectarea distanței de 2 metri și purtarea măștii de siguranță. Deci, fiind o slujbă particulară, preoții vor putea merge cu boboteaza și cu Crăciunul la casele credincioșilor, respectând aceste reguli. O recomandare a Patriarhiei a fost pentru preoții din București, dar este bună, cred că, pentru toți cei din țară. Preoții, când vor merge cu icoana, să binecuvinteze pe oameni doar cu icoana sau să împartă iconițe cu nașterea Domnului, fără să lase credincioșii să mai sărute icoana nașterii Domnului. Cât timp se respectă regulile de protecție, atât ritualul pentru Crăciun, cât și cel de bobotează vor continua în orașul nostru. Pe de altă parte, unii severineni spun că se tem de contactul cu preoții, când știu că aceștia merg din casă în casă. Este un lucru frumos, este decizia dânșilor. Dacă se îmbolnăvesc oamenii, mai bine să nu meargă. Dar dânșii știu cum se organizează. V-ați simțit siguranță când știți că ei merg din casă în casă și au tangență cu fel și fel de oameni? Păi, dânșii înțeleg măsurile. Dacă știu că pun oamenii în pericol, să nu... Dar nu vreau eu să mă pronunț, e decizia dânșilor, dar să fim în siguranță. Sunteți de acord să-l primiți știind că el vine din casă în casă? Normal nu. N-am trebuit să-l primesc. Nu e ceva în siguranță, fiindcă mergând la fiecare în apartament sau la ușă, chiar la ușă, e posibil să se întâmple să ia un microb. Din punct de vedere ortodox, nu comentăm. Dar din punct de vedere, din cauza pandemiei, nu e baș. În regulă. Reprezentanții episcopiei spun că anul acesta ritualurile vor fi mai greu de realizat în mediul urban, dat fiind faptul că în mediul rural credincioșii pot ieși în afara caselor să primească binecuvântările cum se cuvine. Cred că va fi mai dificil pentru cei din localitățile urbane, din zona urbană, decât pentru cei de la țară, pentru că la țară omul are casa lui individuală, poate ieși la poartă și poate aștepta pe preot atât cu Crăciunul cât și cu boboteaza. În blocuri este mai dificil, acolo unde pe o scară, deci tot în interior locuiesc mai multe familii și să vedem cum se va stabili să se meargă cu boboteaza și cu icoana, ce reguli vor adopta preoții atunci când vor merge în scările de bloc. Totodată de sărbători, slujbele religioase se vor desfășura atât în incinta lăcașurilor de cult cât și în afara acestora.